În prima oră de la deschidere, simbolică, a porților au trecut pragul Direcției de Protecție a Copilului 10 Băcăuani. Angajații instituției le-au fost ghizi și le-au oferit date despre serviciile la care pot apela dacă vor ajunge vreodată în dificultate. În același timp, specialiștii le-au prezentat profesia de asistent social, care este una special, dar puțin cunoscută. Cu această ocazie, azililor, asistenții sociale și ziua porților deschise, dăm posibilitatea fiecare care dorește să cunoască mai în profunzime activitatea asistenților sociali din cadrul instituției noastre, să stea de vorbă cu asistenții sociali, să vadă modul de lucru și părțile bune și părțile mai puțin bune, adică și dificultățile cu care se confruntă și să putem participa, pentru că această profesie consider că nu poate să o ocupe orice persoană. Eu cred că aici trebuie să ai vocația binelui și a dragostei față de semenii care sunt aflați în nevoie. Din păcate, o profesie destul de importantă, dar nu atât de vizibilă. De la ora 11, la sediul direcției, a avut loc o întâlnire cu mass media, la care au fost invitați doi asistenți maternali, o familie de adopție și doi tineri foști rezidenți integrați socio-profesional. De asemenea, au fost prezenți studenți din Bacău și specialiști ai unor servicii ca Centrul de Primiri Urgențe, Asistența Maternală, Centrul de Integrare și Serviciul Rezidențial. Asistenții maternali prezenți le-au explicat jurnaliștilor și studenților care sunt dificultățile și satisfacțiile muncilor. Eu sunt asistent maternal profesionist de 4 ani. Soția mea este de 5 ani. Amândoi am făcut cursurile în același timp, dar până s-au făcut formalitățile respective, am mai durat un an de zile la mine și am intrat după un an de zile. Câți copii aveți în îngrijire? În îngrijire avem 3 copii. Sunt frați? 2 sunt frățiori, unul care l-am eu, cum s-ar spune, în custodia mea. Și cum e munca de asistent maternal? Dificilă? Este dificilă, trebuie să te impui. Trebuie să ai mare răbdare, mare grijă și, în primul rând, trebuie să-ți placă copiii. Că dacă nu-ți plac copiii, nu o să ai rezultate niciodată. Niciodată nu o să ai rezultate. Soția este, dacă aș putea spune, este un manager foarte bun în ceea ce privește educația lor, pentru că este mamă și știe. Bine, și eu sunt tată și eu am copii și am și nepoți, dar o mamă e altfel într-o familie. E situația ideală asta, în care copiii aceștia au și mamă și tată profesionist. Au și mamă și tată și cel mai bun, cred că, în sistemul nostru este să fii ambii soți, să fii asistenți maternali. Pentru că mai sunt probleme când alți bărbați nu prea acceptă un copil provenit, un copil străin în casa lui și... Dacă nu este o dragoste de ambele părți, soț-soție, atunci e un pic mai complicat, mai dificil. Cum sunt copiii dumneavoastră? Pot să spun și mă mândresc, sunt copii buni. Copii buni. Rezultate excepționale are Alexandru. A terminat clasa 1-a cu premiul de excelență și acum pe trimestrul 1, tot la fel, foarte bine peste tot. O viitoare mamă adoptivă a acceptat să le povestească invitaților cum a luat decizia de a înfia un copil, care au fost pașii și cât de fericită este acum după ce a parcurs procedura, iar fetița a ajuns în familie. De altfel, a fost dragoste la prima vedere, afirmă tânăra mămică. Ne-am prezentat la departamentul de adopție din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, am solicitat informațiile necesare, ni s-au dat, iar acum, după un an, suntem fericiți viitori părinți, pentru că suntem încă în perioada de încredințare în vederea adopției, a unei fetițe de 2 ani. Se spune că procedura de adopție este destul de greoaie. Vouă cum vi s-a părut? Nu știu ce se întâmplă în celelalte județe. Eu pot să spun ceea ce se întâmplă la nivelul Direcției Generale din Bacău, unde serviciul adopției este clar, cu personal foarte bine pregătit, care înlesnește această procedură. Fetița se află acum în familie? Fetița se află în familie, da. De cât vreme? De pe 15 ianuarie, zi importantă.
Cererea de adopție am depus-o în februarie 2012, în noiembrie am fost chemați să facem cunoștință cu posibila viitoare fetiță și pot să vă spun că de când am văzut fotografiile am știut că ea este. Cum decurge relația cu Elisa? Nu vă este teamă că s-ar putea ca rolul de părinte să fie mai dificil pentru că nu sunteți părinții biologici ai copilului? Ca în orice familie, Elisa pentru noi a însemnat firescul. Orice părinte, indiferent că este părinte de adopție sau părinte natural, are temerile lui. Desigur că le avem și noi, dar suntem pregătiți să facem față și împreună cu ea ne construim o relație care credem noi să fie cât mai frumoasă. În partea a doua a dezbaterii, fiecare serviciu și-a descris activitatea, obiectivele și dificultățile cu care se confruntă, după care invitații au avut șansa să le și viziteze.